țară și să le facă disponibile pentru vizualizare virtual, online, pentru oricine în lume. Probabil că ați observat deja, avem aici una din faimoasele mașini Google, mașina Street View, și de data aceasta alături de ea este și Google Trike, sora mai mică, care permite să fotografieze anumite zone care nu pot fi fotografiate cu mașina. De fapt, mașina Street View este familiarizată cu România. Probabil că vă aduceți aminte, în decembrie 2010 am făcut disponibile peste 6.000 de kilometri din România și au fost acoperite 8 orașe. Era vorba atunci de Oradea, Arad, Timișoara, Cluj, Sibiu, Brașov, Constanța, București, firesc, stațiunile din Valea Prahovei și de pe litoralul Mării Negre. Și feedback-ul pe care l-am primit din partea utilizatorilor din România a fost unul foarte pozitiv, ceea ce ne-a determinat să continuăm această acoperire a țării și să includem repere culturale, să includem atracții turistice, monumente istorice, care ne identifică și care vor permite României să fie mai cunoscută în lume. Probabil firesc să pornim la acest drum din fața Ateneului Român, un reper de cultură național cu care ne mândrim și ne bucurăm foarte mult să fim aici. Și înainte să vă dau mai multe detalii despre acest proiect, vă rog să îmi permiteți să mulțumesc invitațiilor și gazdelor noastre și să îi rog să spună câteva cuvinte. Îi avem alături de noi pe domnul Sergiu Nistor, secretar de stat în Ministerul Culturii, domnul Mihai Guțanu, șef serviciu birou turism la Primăria Capitalei și domnul Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii George Enescu. Domnul Nistor, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte, vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc, domnule director.